Bună seara, dragii mei! Ce faceți voi? Cum sunteți? Sper din suflet că sunteți toți bine acolo unde sunteți. Ia uite că suntem uh, prima zi a săptămânii. Eu am o durere de cap foarte mare. Toată lumea se plânge în ultimul timp de durere de cap. Eu cred că este ceva în aer, în atmosferă, da? Uh, și ce să facem? Trebuie să mergem mai departe, indiferent ce este, da? Am intrat în această noapte să vă fac o etalare, spun eu pentru în această săptămână o energi, energie, să vedem ce se întâmplă. Am primit foarte multe mesaje de la voi că vreți cu dragostea și m-am gândit să vă fac un pic mai mult pe dragoste, să vedem da, ce se va întâmpla în dragostea voastră. O să încerc să fac în trei variante dacă reușesc, dacă nu doar în două. Așa că voi cât timp vorbesc eu deja alegeți-vă prima, a doua, a treia variantă, da? Dacă voi reuși în trei variante să specific, să nu uităm că sunt etalări generale. Tot cei care doriți etalări personalizate mă căutați pe WhatsApp. Să nu mai pierdem timpul. Vă pu, vă îmbrățișez, Mulțumesc la toți cei care vă abonați pe canalul meu. Mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți și că mi-ascultați sfaturile. Haideți să încercăm în dragoste, da? În relația voastră, cei care nu sunteți căsătoriți, da? Deci eu mă refer în general în dragoste, nu neapărat căsătoriți, necăsătoriți. Hai să încercăm să facem așa. Dacă rămâneți sau nu împreună, da? Hai să vedem, facem așa. Deci dacă rămâneți sau nu împreună, vom extrage o carte și vă voi spune. Aici sunt probleme financiare la mulți dintre voi vă despart banii, poate că el este plecat la drum în țară străină să lucreze sau poate voi ca femeie sunteți plecat, aici sunt probleme foarte mari de bani, vedeți ca și cum... Dacă n-ar fi fost problemele astea, poate că nu ar fi fost probleme nici între voi. Nu că nu rămâneți împreună. Atâta timp cât luptați amândoi, să zicem așa, atât și cât el și el și tu, ca și femeie, veți rămâne împreună. Dacă unul din voi doi alegeți banul, alegeți calea banilor relația se va destrăma, indiferent ce relație este ea, că este o relație de căsnicie sau este o relație de 2-3 ani sau la început, aici are legătură cu munca și banii. Deci aici, dacă unul din voi doi vă sacrificați mai mult și celălalt este mai pasiv, până la urmă relația se va termina. Da? Asta a fost întrebarea dacă rămâneți împreună. Da? Dacă Vă iubește. Da? Sper să nu uit toate aceste întrebări. Deci, dacă vă iubește sau nu. Hai să vedem. Dacă vă iubește sau nu. Da? Păi, dacă vă iubește, cum să nu. Aici sunteți relații cu iubire. Vedeți soarele, exact cum îl am și eu pe acel tapet minunat. Soarele vă iese, da, este o relație destinată, este o relație de iubire, este o relație cu armonie, cu pace, cu fericire. Aici sunt relații în care vă iubiți și sunteți și destinați. Deci, întrebarea a fost dacă vă iubește, da, într-adevăr, vă iubește, vă iubiți reciproc și tu și el, amândoi, este o relație destinată. Da? Ce întrebare să mai punem? Dacă are pe cineva? Hai să vedem dacă are pe cineva. Aici, da, ați fost rănite, o avut pe cineva, v-a trădat, l ați iertat da? Sau poate o să aibă pe cineva, vă veți simți căzute la pământ, îl veți ierta, dar nu o să mai fie niciodată la fel, da? Aici sunt cazuri în care ori v-a trădat în trecut și a suferit foarte, foarte mult, ori o să vă trădeze și o să suferiți foarte mult, dar se pare că din cauza dragostei, că îl iubiți foarte mult, rămâneți împreună, da? Deci nu mi-apare despărțiri, să spunem așa, da? Rămâneți împreună pentru că apare că vă iubiți, da? aveți ceva făcut în relația voastră, ceva ce ceva ritualuri de magie neagră, aveți ceva făcut, hai să vedem, da, aici sunt, sunt blocaje create de persoane din neam, din familie, poate din neamul lui, din familia lui, da? Sunt blocaje, ați trecut prin foarte multe blocaje împreună, vedeți, chiar și această trădare poate să fie sub semnul acestor energii negative, da? Și uh, va trebui să mergeți mai departe, să luptați. Aici arată blocaje. Poate că în prezent vă confruntați cu blocaje în această relație. Uh, poate sunteți despărțiți din aceste farmece, din cauza acestor ritualuri ce sunt asupra voastră, pentru că am pus întrebarea dacă aveți ceva făcut și mi se pare că da. Din cauza asta sunt blocaje. Și există, da, și haideți să vedem pe viitor ce se va întâmpla. Aici ne arată viitorul, da? Să vedem în viitor, în relația voastră, ce se va întâmpla. Pentru că se arată dacă pe viitor veți fi sau nu împreună, da? Definitiv, pe viitor. Hai să vedem o carte a viitorului, da? Deci aici, da, veți reuși să faceți înapoi casa care ați vrut-o, veți reuși, dar va trebui să faceți multe sacrificii sau să plecați la drum lung, Uh, văd că veți reuși să aveți din nou o familie sau să aveți din nou o uniune așa cum ați avut, vă veți dezlega, veți reuși pentru că Universul vă iubește, uh, chiar și Dumnezeu vă iubește, dacă vă rugați în continuare, aici apare cu reușită. Da? Uh, poate că acum sunteți cetați, vă veți împăca, poate că aveți farmece cum să o arăta, vă veți deslega. Indiferent de situație, veți reuși să rămâneți cu persoana respectivă, pentru că este și o relație karmică, da? Deci nu-i neapărat karmă negativă, este o relație destinată și atunci aveți reuși să rămâneți împreună. Hai să vedem la a doua variantă. Dacă rămâneți sau nu împreună, sper să nu-mi uit întrebările, dar oricum nu contează, tot acolo ajungem. Voi, în relația care o aveți, dacă rămâneți sau nu împreună. Da? Mie aici mi-apare că mulți dintre voi, poate că sunteți singuri, ați lăsat o relație la spate, și dintr-un oraș departe, cel puțin în luna 10, -a, care ar însemna luna octombrie, apare cineva în viața voastră. Veți întâlni pe cineva. Uh, un om foarte bun în cazul în care sunteți singure, da? Veți întâlni pe cineva de la un drum lung, da? Uh, și veți face o familie. Uitați aici lebedele cu pui, da? Veți crea o familie cu o persoană care nu o cunoașteți. În cazul în care sunteți într-o relație, veți schimba orașul, da? Uh, rămâneți împreună doar dacă veți schimba locul. Nu mai veți rămâne în acel loc pentru că nu nu se merită. Dacă schimbați locul, schimbați norocul, da? Haideți să vedem. Dacă vă iubește, da? Dacă vă iubește această persoană, dacă vă iubește. Măi, aici sunt foarte multe certuri. În cazul în care vă regăsiți în ceea ce vă spun eu, există foarte multe certuri, foarte multe neajunsuri, certuri. În cazul în care aveți deja o relație uh, cu copii împreună, da, vă certați că nu aveți bani, vă certați de la lipsuri, vă certați de la pierderi, deci aveți uh, poate chiar și gelozie, neînțelegeri caracteriale. Aici este o relație uh, cu probleme, da? Aici nu mai este prea mult timp de iubire pentru că există aceste certuri. Deci întrebarea dacă vă iubește, nu îți răspunde foarte clar pentru că probabil te iubește, dar este foarte prins cu serviciu, da, cu pierderile financiare, cu foarte multe probleme. Deci aici există probleme foarte multe, da. Aici există probleme în această relație, da. Uh. Haideți să vedem. Uh, dacă aveți ceva făcut în această relație, da? Dacă sunt ceva energii negative sau nu, dacă vă trădează, da? Dacă există o trădare, că e relație de căsnicie, că e relație, da, aici există. Aici există o altă femeie, vedeți, voi sunteți închise la ochi și nu vedeți nici în stânga, nici în dreapta, aici există o femeie și atenă spre blondă, poate și din cauza asta aveți atâtea discuții, atâtea certuri, atâtea neînțelegeri, aici există o femeie care de ceva vreme, să zicem de vreo ori doi ani, ori două luni, ori două săptămâni, da? A intrat în viața acestui bărbat și uh, din cauza ei se întâmplă toate aceste evenimente urâte în familie. Deci dacă vă trădează mie, cartea mi pare că există cineva, dar vouă nu vă vine să credeți, aveți ochii închiși, da? ca și cum, bă, nu este adevărat, ce îmi spune mie, nu cred că ar face el așa ceva și tot așa mai departe. Da? Haideți să vedem dacă aveți energii negative în această relație, dacă aveți ceva ritualuri, farmece, da? ceva lucruri ascunse. Da? Hai să vedem dacă aici există. Da, există, da. Această femeie, o vedeți, șatenă spre blond, această femeie a făcut ceva la acest bărbat, dar și ea la rândul ei este măritat, are bărbat și bărbatul ei este gelos și o urmărește. Și până la urmă această relație, în 8 puncte, o, poate să fie 8 zile, 8 săptămâni, 8 luni, da? va fi dată în viliag, pentru că bărbatul respectiv a descoperit că această femeie îl înșală. Uitați-l acolo după pom, cum o urmărește, da? Deci va fi descoperită până la urmă această relație, da? Sunt ceva lucruri necurate. Această femeie ea a făcut ceva la bărbatul vostru și la zăpăcit de minte, ea lucrat, da? Și hai să vedem ce vă arată viitorul, să vedem în viitor, ce vă spune viitorul, pe viitor ce se va întâmpla între tine și acest bărbat, că este partenerul, că este soțul, că este ce știu eu, Iubitul ce se va întâmpla. Pe viitor, dragele mele, va apărea un alt bărbat în viața voastră. Îl veți lăsa pe acesta până la urmă, indiferent cât de mult luptați acum în prezent pentru el, o vă călățați. Pe viitor veți întâlni un bărbat trecut de 45 de ani, brunet și spre brunet, un om de la un drum lung care încă nu-l cunoașteți, un om care are o funcție, da? Deci veți întâlni pe altcineva pe viitor. Asta mi-arată, asta vă spun. Deci. Asta este. Haideți să încercăm acum să vedem și pentru a treia variantă. Uite că am ajuns și la trei. Să vedem dacă reușesc și cred că reușesc, n-am de ce. Dacă vă iubești, hai să vedem ce arată aici la iubirea voastră. Da? A treia variantă. Aici aveți obstacole voi în iubire foarte mare obstacol. Ia uitați ce bute sunt aici în calea iubirii voastre, ar fi frumos, ar fi fost ceva iubire, a fost o iubire foarte mare și foarte puternică, v-a iubit, dar acum tin să cred că nu. Tin să cred că nu vă mai iubește, pentru că sunt aceste obstacole, este acest scut, nu contează că ești femeie sau bărbat, cel care te uiți la acest video și te încadrezi în această lectură, ai iubit foarte mult persoanele de lângă tine, dar acum nu mai iubești. Nu știu de ce ți s-a închis inima, ce s-a întâmplat, dar aici nu mai există iubire. Aici există un fel de cum să fac să scap, ceva de gen, da? Care era, deci, iubire, și după aia ar fi venit dacă. Dacă sunteți destinați să rămâneți împreună, da? Dacă vă este destin, ce știu eu, hai să vedem uh. Nu, aici mi-apare că altcineva va fi destinul vostru Aici se va face o dreptate. Poate bărbatul care voi l-ați avut a fost foarte rău cu dumneavoastră, v-a înșelat sentimentele, v-a trădat, v-a mințit, v-a deluzionat și uh, va primi plata. Eu văd că îi se va întoarce răul care l-a făcut, îi se va întoarce înapoi. Aici, vis-a-vis uh, -vis de destin, nu vă este el destinul. Poate că a fost o relație karmică sau o relație trimisă pe energii negative. Și va veni uh, momentul în care va plăti, da? Deci asta văd eu, îi se va întoarce un înapoi că este el sau ea, îi se va întoarce înapoi un rău, da? La persoana respectivă, da? Să vedem acum. Dacă există trădări aici, dacă va trăda, dacă vă trădează, da? Hai să vedem. Da, normal, este un bărbat, vedeți, ca un fel de pasăre care i-a plăcut să zboare din floare în floare. Aici are legătură cu un bărbat. Vă spune să vă ascultați vocea voastră interioară ca și femeie pentru că aveți al șaselea simț și tot timpul ați simțit când el v-a înșelat. Vă spune că să vă luați zborul spre alte Orizonturi, adică să lăsați în spate acest om și să nu mai luptați pentru el și să încercați să înțelegeți că aceasta a fost doar o relație karmică, pentru că de, de câte ori l-ați iertat, de atâtea ori o va face. Deci nu există cale de întoarcere cu acest bărbat. El știe că aveți un suflet foarte bun, a profitat de sufletul vostru. Da? Trădare este, voi ați știut că a fost trădare, poate în unele cazuri, nu în toate cazurile, poate în toate, nu știți în unele cazuri, dar aici apare că sunt cazuri în care voi știți că ați fost trădate, l-ați iertat pentru binele familiei, a casei a copilor, da? dar a continuat să o facă. Da? Hai să vedem aici vis a de energii negative. vis de energii negative. <coughs> negative, dacă sunt. Da, aici este o femeie, o femeie mai în vârstă poate să fie soacra dumneavoastră, poate să fie o vrăjitoare, este o femeie puternică, femeie, o femeie vrăjitoare puternică. Vedeți și ce față urâtare care este trecută de 50 de ani, poate să aibă un 60-70, care a lucrat și lucrează și nu va suporta niciodată. Poate să aibă foarte mare legătură cu soacra voastră, da? care e mama lui și nu vă suportă. Și asta a lucrat ca voi să aveți asemenea probleme în această familie fie cum o fie, această femeie este puternică, dacă nu face ea merge undeva și se fac lucruri urâte, da? Și uh, știți că este puternică, dar și voi la rândul vostru nu vă lăsați și până la urmă poate că Universul vă ajută să o puneți jos la Pământ. Să vedem ce se va întâmpla și pe viitor. Pe viitor ce se va întâmpla. Pe viitor, dacă doriți, veți fi bine prin propria voastră muncă. Pe viitor, puteți să ajungeți să fiți singure, să luptați pentru principiile voastre, să aveți bani, să fiți independente, să vă eliberați, bineînțeles, de această relație atâta timp cât doriți. Cele care nu doriți și luptați în continuare pentru această relație care nici măcar nu vă este destinată, ați văzut că este că nu este destinată și că îi se va întoarce lui tot răul înapoi, vă spun că faceți cea mai mare greșeală, este adevărat că este foarte greu când ai copii și nu știi ce să faci, dar te agăzi de eu situație negativă și nu va fi bine. Da? Deci pe viitor puteți să fiți foarte bine în luna a 8 da? aia ar însemna luna august, până luna august, dacă doriți puteți să vă debarasați de această relație, că este ea de luni, de zile, de ani, o căznicie și să mergeți mai departe sau pur și simplu să deveniți un pic mai indiferentă, să luptați pentru voi, să vă iubiți pe voi, să vă ștergeți lacrimile de pe față, să vă dați cu și să mergeți mai departe, pentru că viața este doar una, dragele mele, femei. Da? Nu se merită să suferi pentru niciun bărbat, indiferent cât de mult îl iubești sau indiferent ce se întâmplă. Da? Haideți să vă extrag și un arhanghel, să vedem ce vă îndrumă un arhanghel să faceți în aceste situații de dragoste, da? pentru că este greu în unele situații, dar arhanghelul Gabriel. Zice că să-ți iei un pic de timp, da? Și să-ți scrii toate ideile tale și toate gândurile tale pe un carnetel sau pe un jurnal, da? Ori dacă nu scrie un libro, o, o, o carte despre viața ta da? sau publică ceva legat de viața ta da? Vă spune să, dacă aveți idei creative să le puneți în practică Dacă aveți dorințe scrieți-le pe o, o, foaie de hârtie Chemați-l pe Arhanghelul Gabriel în ajutor Aprindeți o luminare de culoare galbenă unde scrieți Arhanghelul Gabriel și dorințele care le aveți Trei dorințe, dați foc și atunci el vine în ajutor și vă ajută da? sau dacă nu doriți și aveți foarte multe gânduri, uite așa făceam și eu mai mult în trecut, luam un caiet și scriam toate gândurile mele. Pe urmă, cu trecerea anul, anilor, căutam caietele, le găseam și citeam, câteodată îmi venea și să râd de prostile care le scriam acolo. <laughs> Dar uite că le scriam sau visam, aveam revelații, de exemplu că vine războiul da? și uite că războiul a început, eu scriam da? și scriam și în italiană, bineînțeles, și scriam, am scris odată când o cita Didio Dio brucera la terța guerra mondială în vrea să zică când orașul lui Dumnezeu o să ardă, al treilea război mondial o să înceapă. Deci vrea să zică că aici la Vatican, când va lua foc la Roma, Vaticanul, că va fi atentat sau ce știu eu, ce se va întâmpla, atunci începe al treilea război mondial. Eu sper din suflet să nu se întâmple nimic din ce am visat și am scris dar din nefericire un pic se cam întâmplă, asta este. Bineînțeles că mai scriam și tot felul de chestii, ce simțeam, cât eram de supărată, de triste. Este foarte frumos că pe urmă le iei și le citești și îți vine și să râzi între canii. Da? Acest Arhanghel Gabriel vă spune să fiți foarte creativ cu ideile voastre. Dacă aveți o idee chiar și în afaceri, să o puneți în aplicare, să vă scrieți dorințele, să aprindeți o lumânare de culoare galbenă, să-l chemați în ajutor și el vine cu siguranță. Ce să vă zic, dragii mei, dragile mele, vă doresc tot binele din această lume și din acest Univers. Sper din suflet să fiți toți sănătoși, că sănătatea e cel mai important lucru de pe fața pământului. Să aveți parte de dragoste, de liniște, de înțelegere, de pace cu familiile voastre și tot binele din acest Univers să vă însoțească la tot pasul.